Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vă arăt ce cumpărături am luat în magazinul Lidl, cele de pe aici, iar aici am câteva cumpărături pe care le-am făcut la farmacia Tei. Le pun împreună fiindcă nici de o parte, nici de cealaltă nu erau foarte multe și m-am gândit că dacă le punem împreună facem de un clip. O să vă pun prețurile pe ecran așa cum v-am obișnuit și bineînțeles sper să vă placă clipul. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. O să încep cu aceste cumpărături din Lidl. Și voiam doar să vă zic că pe 1 februarie, nu știu dacă acest clip va apărea pe 1 sau pe 2, dar oricum, pe 1 februarie noi ne-am apucat de dietă, de mâncat mai sănătos, de asta am puține cumpărături, fiindcă vreau să mâncăm ce avem în congelator, carne cu legume, să facem ciorbiță, lucruri mai sănătoase. Oricum, am luat două cutii de șervețele, din acestea cu două straturi, 200 de bucăți pe pachet, am luat tot acest ambalaj ce îmi place tare mult, o cutie de lapte cu 3,5% grăsime, 1 litru, fiindcă vrem să facem mămăligă cu smântână și brânză sau cu ou fiert, am luat așa, 3 păhăruțe din astea de smântână, dar nu varianta cu 20% de grăsime, ci cu 12%, să fie mai slabă totuși. Am luat 3 păhăruțe, erau prețul mi s-a părut ok, decât să iau păhăruți din acela mare și să nu mâncăm pe tot, mai bine am luat așa și poate mâncăm o singură dată din el, de exemplu. O sticlă de borș, fiindcă acum avem supă de pui cu găluște, dar vreau să fac, după ce o terminăm, ciorbiță. Vreau să ne obișnuim să mâncăm mult mai multă ciorbă sau supă cremă, ca să avem în alimentația noastră mai multe legume. Pe urmă, am mai cumpărat 10 ouă. La micul dejun o să ne bazăm mai mult pe ouă fierte, omletă, scramble eggs, iaurt cu cereale, fructe, ceva de genul, cam asta va fi. Și în unele zile o să mâncăm niște pâine unsă cu ceva. Oricum, voi o să vedeți în clipul cu mesele mele. Știu că vă interesează acest subiect, fiindcă majoritatea dintre voi sunteți așa la curent cu treaba asta, cu câte kilograme am avut, câte m-am slăbit, cât m-am îngrășat, chiar m-ați întrebat și urmează un clip legat despre acest subiect. Oricum, am luat și o pâine neagră rotundă, asta este foarte, foarte ok la ingrediente, v-am mai zis, eu o bag la congelator și voi mânca una la micul dejun. 3 pachete de șervețele intime, din astea cu aloe, cu ceai verde, foarte, foarte ok sunt astea. Pe urmă, am găsit pachetul acesta și mi s-a părut și foarte convenabil, dar mi-a plăcut fiindcă am primit cadou, să zic așa, această caserolă super drăguță. Cumpărai pachetul acesta, ce probabil ați văzut pe ecran, a fost 6 lei și ceva. Sunt 10 batoane muesli cu banane și cacao. Și aveai și recipientul acesta gratuit. Eu de ce le-am luat? Batoanele acestea fie putem să le mâncăm la o gustare, fiindcă au în jur de 100 de calorii, sau eu le mai rup așa bucățele mici și le pun peste iaurt și îl mănânc așa, mănânc combinația aceasta la micul dejun. Așa că, da, de asta am luat-o, mai ales că am găsit și recipientul cadou, mi-a plăcut mult. O mozzarella, un mascarpone, un lapte pentru cafea cu 7,5% grăsime, l-ați mai văzut. Era săptămâna americană și, sinceră să fiu, aș fi luat o grămadă de lucruri, dar, așa cum vă ziceam, suntem la dietă, așa că vom mânca lucruri sănătoase, cele de acolo nu erau foarte sănătoase, însă am pus ochii pe ceapa aceasta, chipsuri, ceapă prăjită, nu știu cum să-i zic, de foarte, foarte mult timp, da, ceapă prăjită ar fi, de foarte mult timp și îmi doream tare mult să o găsesc și eu atunci când mai facem burgeri. Oricum, este și convenabilă la preț și este o cutie destul de mare, pui, nu știu, o lingură maxim atunci când faci ceva și cred că îi schimbă gustul preparatului, mă refer la burgeri în primul rând. Așa că am cumpărat, o să o avem în casă, dar cu siguranță o să mâncăm și noi burgeri, fără cartofi prăjiți, bineînțeles, fără multe sosuri, dar știți că la mine dieta înseamnă mâncat orice. Ok, pe urmă mai avem 4 iaurturi cu 3,5% grăsime. Ăsta ne place și nouă, îl dăm și lui David.
v-am zis, mai mult pentru micul dejun. Am cumpărat și niște lumânărele parfumate, fiindcă mi-am luat din Pepco niște suporturi pentru lumânări și nu aveam lumânări parfumate, așa că am luat un set din acesta cu fructe de pădure. Așa, mai am o pungă de mere golden, tot la fel, mai mult pentru David, dar o să mâncăm și noi. Noi nu prea ne dăm un vânt așa după mere. Plasa are 2 kg. Mie, sincer să fiu, mi se face foame după mere. Nu știu dacă ați pățit-o și voi, dar o să încerc totuși să mănânc. Și o varză albă mare ca să facem salată de varză. M-am gândit din jumătate, adică dintr-un sfert de două ori o să facem salată de varză cu ceva carne. Și din jumătate m-am gândit să fac o varză călită. Este foarte ok ca și număr de calorii, este și gustoasă. Și poți să pui un cotlet lângă, de exemplu, și este super, super gustos și sănătos. Asta a fost din Lidl. Ultimul produs sau singurul și ultimul produs din Mega Image, voiam să vă arăt și vasa aceasta. Pentru asta nu mai știu exact cât am dat pe ea, dar în jur de 7 lei este prețul. Vă recomand, mai există varianta verde, doar cu 77% făină integrală. Ambele sunt bune. Asta este un pic mai sănătoasă decât cealaltă, dar foarte, foarte ok, v-am zis, pentru micul dejun. Acum o să vă arăt cumpărăturile din farmacia Tei. Avem în primul rând un șampon Alpecin pe care îl folosește soțul meu de ceva timp împotriva căderii părului și pe care cu care chiar a obținut rezultate foarte, foarte bune. Pe urmă, două săpunuri de mâini Touch, pe să le folosim de foarte mult timp noi, dar acum am văzut o variantă nouă, Exotic, deci este cu fructe așa tropicale, dar noi în mod normal folosim varianta asta, Kids, cu căpșuni, miroase tare bine. Am luat două să avem în casă, niște absorbante, numărul 2, 9 bucăți, 2 pachete, un pachet de șervețele Huggies, astea sunt cu 99% apă, sunt foarte ok, o apă de gură de la Parodontax, extraordinar de bună, vă recomand, îți lasă dinții atât de curați și cred că este cea mai bună apă de gură pe care am testat-o eu, cel puțin până acum. Pe urmă, am cumpărat un produs nou de care sunt tare entuziasmată, un îndulcitor, dar din picături, este sub formă de picături, cu aromă de caramel. Am cumpărat îndulcitorul acesta pentru cafeaua de dimineață, așa că de-abia aștept să-mi fac mâine dimineață o cafea să văd dacă îmi place sau nu, sau dacă îi schimbă gustul. A fost și foarte ieftin. Are 0 calorii și pentru 200 de ml de lichid trebuie să pun 5 picături. Vă țin la curent sau dacă l-ați încercat voi, aștept să-mi spuneți părerea voastră. Soțul meu și-a luat niște periuțe din astea interdentare. Sunt foarte ok, le-a recomandat pediatrul, auzi ce vorbesc aici, dentistul, și de când i-au fost recomandate le folosește în fiecare zi. Pe urmă, fiindcă m-am apucat de pus gene, să zic așa, sunt tehnician extensii de gene, o să primesc tot felul de persoane la mine în casă și m-am gândit care ar fi varianta cea mai ok, astfel încât să nu intre încălțate sau să nu le pun să se descalțe. Așa că m-am gândit să apelez la botoșei aceștia de unică folosință și am luat un box așa de 100 de bucăți. Mi s-a părut un preț ok, mai ales că am mai cumpărat un box de 10 bucăți de la farmacie și am dat 6 lei, cred, dar varianta asta este clar mult mai convenabilă. Așa, lui David i-am luat 2 suzete, fiindcă le-a rupt peresul, dar o să le țin așa sigilate și abia după ce o să rămânem fără nicio suzetă, fiindcă le roade foarte tare. Eu aș dori să renunțăm la ele, dar da, am luat 2 să le avem în casă, dacă nu putem să-l culcăm într-o seară, vedem. Mai mult pentru chestia asta ne-am dus pentru un aparat de măsurat glicemia, pentru tatăl meu, dar și pentru soțul meu. Nu știu să vă zic mare lucru despre el, dar este un aparat cu care poți să-ți măsori tu sau să-ți iei glicemia acasă, fără nicio problemă. Și îți trebuie niște teste.
Dar noi am găsit o ofertă, să zic așa, ce mi s-a părut avantajoasă. Am cumpărat așa două cutii de teste din acestea. Mă gândesc că poate vă interesează pentru părinți. Na. Deci două cutii din astea, adică 100 de bucăți și am primit aparatul gratuit. Pe urmă îți mai cumperi tot felul de teste. Sunt la pachet 10, 50, 100 și ne-au dat și niște ace din astea. Da, mai mult pentru treaba asta ne-am dus, fiindcă la farmacie era mult mai scump. Și acum, fiindcă este începutul anului, o dată pe an eu ajung la farmacia T și îmi fac așa un stoc de medicamente, dar ce vedeți aici am luat și pentru mine și pentru mama mea. O să vă zic așa în mare ce cumpăr eu și ce am mereu în casă. Omez, astea sunt 30 de bucăți pe set. Unul part jumate cu jumate eu, jumate mama. Pe urmă am vrut ceva pentru dureri de cap, nu știu, de cap în principiu. Doamna de acolo mi-a recomandat Paduden, mi-a spus că este și ieftin, așa că am luat 3 cutii, dar o să-i dau și mamei. Esențial Forte, asta este mai mult pentru tatăl meu, pentru ficat, fiindcă ia niște pastile. Arsuri, de arsuri eu folosesc Malox, dar vă zic sincer că atunci când mănânc mai sănătos nu prea am arsuri. Când o dau în prostii, în fast food-uri, în dulciuri, atunci corpul zice stop, nu este bine. Colebil, Triferment, așa, și Ibalgin. Astea le folosesc atunci când sunt în perioada aceea a lunii. Mă împac foarte bine cu ele. Și am mai cumpărat două lucruri noi, doar să le testăm și o să le împart la o gustare cu soțul. Eram curioasă ce gustau. Am cumpărat așa un baton proteic vegan cu cafea și ciocolată neagră. Sunt tare curioasă cum este. Și nu avea zahăr, parcă. Și încă un baton Pro Nutrition Bar și am luat cu varianta asta cu căpșuni. Aveam mai multe variante. Și da, cred că astea sunt cumpărăturile. Ăsta a fost clipul. Știu că de obicei vă arăt cumpărăturile alimentare, dar așa cum v-am zis, vreau în perioada aceasta să scăpăm de absolut tot ce avem în congelator, fiindcă și vouă vă recomand să faceți acest lucru. Nu este sănătos să tot stocați acolo, să ziceți aia la congelator e bine. Nu, ar trebui și fiecare produs are termenul lui de valabilitate, inclusiv la congelator. Așa că de asta vreau să fac un pic curățenie în congelator. M-am oprit din a cumpăra mai multe cumpărături alimentare. Am făcut și eu, m-am repetat puțin. Dar oricum, o să vedeți. Dacă vreți să vă țin la curent cu ce mănânc în fiecare zi pentru a slăbi, îmi scrieți în rubrica de comentarii și bineînțeles eu țin cont de această sugestie. Și poate vreți să vedeți și cum prepar anumite lucruri, bineînțeles, așa cum vă ziceam, vă țin la curent. Dragii mei, mulțumesc tare mult pentru vizionare, v-am pupat, vă las sănătoși și ne auzim în următorul clip.